Salutare tuturor! De această dată o am invitată pe colega mea, Mihaela Man, manager al Departamentului de Conformitate, care ne va sublinia aspectele importante ale noii metode de impozitare a veniturilor în anul ce urmează. Bine ai venit, Mihaela! Salut! Bine v-am găsit! Vreau să ne spui, să începem prin a ne spune ce schimbări legislative aduce 2023 în materie de impozitare pentru piața de capital. Anul 2023 aduce mai multe schimbări legislative cu impact la nivel național. Printre cele care afectează investitorii pe piața de capital, voi aminti câteva precum: revenirea la sistemul de impozitare la sursă, însă cu cote diferențiate de impozitare, respectiv o cotă de 1% care se aplică dacă instrumentele financiare tranzacționate sunt deținute pe o perioadă mai mare de un an și o cotă de 3% pentru cele deținute sub un an. Modificări care vizează plafonul CASS, respectiv, dacă până acum pragul din veniturile din investiții pentru care un investitor plătea CASS era de 12 salarii minime pe economie, începând cu 1 ianuarie vorbim de 3 praguri diferențiate, primul prag pornind de la nivelul de 6 salarii minime pe economie, următorul prag vizează 12 salarii minime pe economie și cel de-al treilea prag 24 de salarii minime pe economie. Tot aici mai trebuie să luăm în calcul și creșterea salariului minim pe economie de la 2550 de lei brut în anul 2022 la 3000 de lei brut în anul 2023, ceea ce va suplimenta contribuția CASS cu 45 de lei pe lună. O altă modificare adusă este creșterea cotei de impozitare a veniturilor din dividende de la 5 la 8%. Și ultima modificare pe care aș vrea să o amintesc este facilitarea impozitării pentru clienții nerezidenți prin acordarea posibilității intermediarului de a obține de la ANAF un număr de identificare fiscală, un NIF, pentru clienții nerezidenți în situația în care aceștia optează pentru a plăti impozitul în România. În cazul în care clienții nerezidenți doresc să plătească impozitul în țara lor de rezidență fiscală, condițiile rămân aceleași, respectiv este necesar să aducă intermediarului un certificat de rezidență fiscală valabil înaintea efectuării tranzacțiilor în anul de referință. Ai precizat despre revenirea la sistemul de impozitare la sursă. A mai fost vreodată aplicată această metodă de impozitare? Da, așa este. Anterior, iulie 2010, codul fiscal prevedea o impozitare diferențiată asupra veniturilor din investiții, însă în mod diferit față de noile modificări preconizate pentru anul 2023. Mai exact, baza de impozitare era calculată, ca și în prezent, la diferența pozitivă între prețul de vânzare, respectiv prețul de cumpărare al instrumentelor financiare, la care se adăugau taxele de tranzacționare, cu posibilitatea raportării pierderilor. Cotele aplicabile erau de 1% pentru dețineri peste 365 de zile și 16% pentru dețineri sub 365 de zile. Toți investitorii erau impozitați la sursă cu cota de 1%, urmând ca la final de an, prin declarația unică, cei pentru care se impunea să declare și să plătească diferența de impozit până la 16%. Veniturile din dividende erau de asemenea impozitate cu 16% prin reținere la sursă. Bun, Mihaela, și vreau să te întreb ceva. Ce avantaje și ce dezavantaje vezi tu pentru investitori? Este foarte greu de calculat exact în ce măsură noul sistem de impozitare va avantaja sau va dezavantaja piața de capital în anul 2023. La o primă vedere, pare că noul sistem de impozitare descurajează investițiile pe termen scurt prin aplicarea unei cote mai ridicate de impozitare pentru investitorii speculativi. Dacă ne uităm comparativ la perioada dinainte de 2010, astăzi cotele de impozitare aplicate veniturilor din investiții sunt însă mai mici. Cu toate acestea, un sistem de impozitare aplicat direct la câștig, care nu mai dă posibilitatea deducerii pierderilor, poate aduce pentru un investitor activ care la final de an a obținut pierderi din tranzacționare o majorare a acesteia ca urmare a reținerii la sursa impozitului. În lumina acestor schimbări despre care vorbim, vor mai avea investitorii de completat declarația unică? Când vorbim de venituri din investiții, ne gândim în principiu la două mari categorii de venituri: venituri din transferul titlurilor de valoare și venituri din dividende sau dobânzi. Așadar, în perioada iulie 2010 și până în prezent, depunerea declarației unice era obligatorie pentru toți investitorii care obțineau câștiguri sau pierderi din transferul titlurilor de valoare, respectiv care aveau cel puțin o tranzacție de vânzare de instrumente financiare din portofoliu,
întrucât era necesară evidențierea la autoritatea fiscală, inclusiv a pierderilor înregistrate. Însă, pentru cei care obțineau venituri doar din încasări de dividende sau dobânzi, era obligatorie depunerea declarației doar dacă depășeau plafonul valoric de 12 salarii minime pe economie, acest tip de venit fiind unul cu reținere la sursă. Codul fiscal, care include prevederile legate de impozitarea veniturilor din investiții aduse de legea 142/2022, încă nu a fost republicat. Totodată, așteptăm și publicarea normelor metodologice. Corelat cu raționamentul actualului sistem de declarare, putem spune însă că vor fi scutiți de la depunerea declarației unice cei care obțin venituri din investiții mai mici de 6 salarii minime pe an, adică un plafon de 18.000 de lei pe an. Această metodă de impozitare se aplică și pentru tranzacțiile realizate pe piața externă sau doar pentru cea internă? Modificările privind impozitarea, aduse de legea 142/2022, au ca și sferă de aplicare doar tranzacțiile realizate prin acei intermediari care au un sediu permanent în România. Așadar, având în vedere că tranzacțiile pe piața externă se derulează printr-un intermediar care nu are sediul în România, sistemul de impozitare rămâne neschimbat. Înainte de a încheia, Mihaela, și vreau să avem în vedere iminenta tranzacționarea produselor derivate la BVB, vreau să ne spui care este sistemul de impozitare aplicabil pentru acestea. Chiar dacă nu avem certitudinea tranzacționării, începând cu 2023, a instrumentelor financiare derivate la BVB, sistemul de impozitare pentru acest tip de produse este același ca și în prezent. Astfel, câștigul sau pierderea din operațiuni cu instrumente financiare derivate se calculează ca diferență între veniturile realizate din pozițiile închise și cheltuielile aferente. În sfera veniturilor realizate din operațiuni cu poziții închise cu instrumente financiare derivate, intră încasările efective, mai puțin încasările de principal. Cheltuielile aferente operațiunilor cu poziții închise cu instrumente financiare derivate reprezintă plățile aferente acestor poziții închise, inclusiv costurile aferente tranzacțiilor, mai puțin plățile de principal. Pentru ascultătorii care doresc să consulte modificările despre care am discutat, vă invităm pe site-ul Goldring pentru a citi cel mai recent articol privind impozitarea în anul 2023. Mulțumesc mult pentru informații și pentru clarificări, Mihaela. Mulțumesc și eu. Iar pentru ascultători, nu uitați, investiți inteligent!